Aceea îl salut și pe ministrul Marius Budăi, care a fost singurul din guvern care și-a asumat această lege. Bună seara, domnule ministru! Cum îi răspundeți domnului Predoiu? Bună seara tuturor, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Nu știu dacă neapărat trebuie să-i răspund domnului Predoiu, însă eu pot să vă spun că pe mine mă îngrijorează fuga asta de responsabilitate. Pentru că atunci când erau în formarea stricta unui guvern de dreapta și au semnat PNRR și au trimis PNRR și făceau din PNRR un titlu de glorie, atunci era, pare că era bine. Acum ne facem că nu mai știm ce am semnat atunci, ce au spus atunci sau nu știu, la ce s-au gândit atunci, nu pot să-mi dau seama. Vorbim despre creșterea pensiilor din sistemul public. Da! Clar, tocmai pentru că știm că pensiile trebuie să mai crească în România, de asta de fiecare când PSD a fost la guvernare a luptat pentru asta, luptăm și acum și aduceți-vă aminte când am propus o majorare de 10% discutată în PSD ca propunere pentru coaliție, mi se cerea demisia. Acum e un limbaj dublu, așa. Nu știu, eu cred că până la urmă coaliția a luat decizia corectă. Ministrii de linie să vină cu propunerea astfel încât tot ceea ce s-a asumat și scris în PNRR de către o parte din cei care și acum sunt miniștri să fie înfăptuit, pentru că în coaliție s-a discutat foarte clar. Ministerul Muncii Constituțional nu are dreptul să modifice statutele care au fost adoptate prin legi speciale. Și atunci, ce credeți că domnul Predoiu spune că acest PNRR, abia acum spune, este un fel de PNRR schizoid, ca să-l citez exact? Acum, nu știu, ce să vă zic. V-am spus de la bun început. Eu, practic, pe mine mă îngrijorează fuga de responsabilitate. Fuga de responsabilitate, ceea ce ai făcut cândva, când doreai să iei voturi, când se desfințau pensii speciale în 30 de zile, când s-a semnat acest PNRR, când am plafonat, văzând de creșterea pensiilor în România și puteți să crească pensii în România, dacă n-a fost să se semneze PNRR, s-a plafonat plata cu pensiile din PIB până în 2070, adică pentru 50 de ani. E așa un fel de... Bun, aș mai avea o întrebare extrem de importantă. În opinia dumneavoastră de ministru, că până la urmă domnul Predoiu poate și încercând acum să scape de responsabilitate, pentru că într-adevăr să-ți scrie 1134 de magistrați să spună iată-te ce ne faci, cred că e o presiune foarte mare pe ministrul în funcție, dar pe de altă parte spune și un adevăr. Pensiile celelalte sunt foarte mici. În opinia dumneavoastră, care este, pentru ca omul să poată trăiască decent, firesc într-o Românie, care este pensia minimă care să-ți asigure cât de cât un trai lună de lună? În opinia dumneavoastră, nu știu dacă de politician, măcar așa, de om. Până să răspund la chestia asta, nu prea se încap într-o singură frază sau într-o singură propoziție plafonarea plății prețurilor, pensiilor cu dorința de a crește și spui că-s mici. Acum, după război, știți cum mulți viteji se arată. Asta și încercam să spun. Poate domnul Predoiu trebuia să spună lucrurile astea înainte, nu când a trecut forma de senat, în care, într-adevăr, unii magistrați se vor trezi cu pensii tăiate cu 80%, dacă rămâne și în camera aceeași formă. Bun, eu am făcut odată greșeala și am aruncat o sumă pe care am considerat-o eu, am spus, nu am aruncat-o, o sumă pe care am considerat-o eu ca să fie cel puțin pensia minimă în România și am avut parte de unele comentarii, de ce nu mai mult, de ce așa de puțin sau de ce așa mult. Cred că cu toții noi conștientizăm un singur lucru, pensiile și veniturile în general a cetățenilor români trebuie să crească în continuare. Pentru asta avem nevoie de coeziune și de înțelegere în coaliție și să putem continua cu acel echilibru dintre măsurile sociale și măsurile economice, măsurile pentru economie, care s-a dovedit până la urmă a fi un succes în perioada anului 2022. S-au creat noi locuri de muncă și de aici, practic, avem și contribuții și tot ce ne trebuie să creștem pensiile. Până la urmă,
Eu am spus de multe ori și sunt promotorul ideii în care existența unui loc de muncă este cea mai bună protecție. Dar, domnule ministru, oamenii vor să înțeleagă că poate asta îi și ajută la mental. Clar, un pensionar contributiv în țara asta nu o să trăiască pe roze cum trăiește neamțul sau francezul. Dar vrea să știe așa la nivel psihologic, în opinia unui guvernant, care este acel venit minim care, da, domne, acești guvernanței cred că eu mă pot descurca. Este, nu știu, 1500 de lei, 2000 de lei, 2500 de lei. Care ar fi? Adică eu sunt convinsă că și guvernul trebuie să facă astfel de calcule și să-și dea seama care e diferența între sărăcie extremă și cât de cât normalitate. Eu repet încă o dată, am răspuns o dată la această întrebare, cu tot respectul pentru dumneavoastră și pentru cei care ne ascultă, nu o să mai dau o cifră, pentru că indiferent atunci când dai o cifră, tot timpul unii vor spune că e prea puțin, alții că e prea mult. Știm ce avem de făcut. Dar trebuie să aveți curaj, domnule ministru. Poftiți? Trebuie să aveți curaj, adică spuneți, nu, e vorba, nu știu, de cam... curaj. Nu puneți așa problema, nu cred că am dat vreodată senzația că nu aș avea curaj sau nu sunt demn sau nu sunt corect. Vă rog. Dar sunt anumite, experiențe pe parcursul carierei noastre din care trebuie să învățăm, că dacă n-am învățat, nu ar fi demn de noi.